Hello, party people! Am revenit. Uite cum stă ăsta aici. Chestia asta, breșul ăsta. Da, în fin, avem un Golf. Un Golf GTI, GTE, nu știu, GT nu e GTI. E un dăduit. Un Golf 7. Și avem tot așa, avem o revizie de făcut la el, un service. Deja, asta a ieșit, trebuie să schimbăm filtrul de motorină, avem aici, filtrul de ulei, filtrul de aer și cred că proprietarul mi-a trimis și filtrul de habitat. Și trebuie să-i schimbăm noi uleiul, să-i punem unul nou nouț, să-i facem transfuzie. Arată bine, bine, bine și ușor. Păi aici trebuie să bag eu să aspir chestiile alea din capac, ăsta de aici. Arată bine oricum. Buretele astea să cam macină în timp, dar e ok. Da. Trebuie să ne băgăm USB deja pe rampele de lansare aici. O trimitem pe Marte. Pe Marte. Avem scutul. Scutul care, nu știu dacă se vede aici, două șuruburi, patru, mai sunt alea în spate acolo pe punte și tot așa, astea două roate. Începe, ne dăm jos. Ca să ajungem noi la Bușun, de la baie. Avem și cameramanul, dar nu vrea să stea noi, ești în greu astăzi, nu stai cu mine, nu filmezi. Bine, nu stai, data viitoare. Încă n-am vizualizări ca să-mi permit cameraman așa bun. Ok, să procede. Scutul are astea trei șuruburi aici. 1, 2, 3, acum... Cu torxuri, oricum sunt toate, dar astea sunt puțin mai mari. Sugerez să le dați pe astea. Primele. Ele se dau foarte ușor. Mai ales că nu cresc cu 2000. Acum, da. Astea sunt... Ate ușoare, sunt bune. Astea șurubele, astea mai păcătoase. Ruginesc, să mă arunc clemele alea, niște clemele în spate. Da, cum am zis, dăm scutul jos ca să expunem baia de ulei. Avem baia de ulei aici, are o apărătoare din astea, textile foarte faine. Asta e Bușunul, am baia de ulei. Pe aici arată cât. Ok, pe aici, uitați, să vede puțin ulei, panică, nu e panică, nu e niciun fel de panică, e normal, fiind de la intercooler, epuratorul de gaze mai, da, mai transpiră și bă, transpiră caii pe la galerie. E normal, să strâng, curg. Când e motorul oprit, ele se strâng și ele în punctul cel mai de jos și încep și curgă, dar nu e nicio panică, e normal, mai ales la motoarele diesel. Avem aici și bidonul lungic, dacă nu aveți unul de ăsta, să vă luați, că e foarte fain. Da, șurubul. Tubulară de 19, foarte ușor. Mare grijă la sensul de desfăcut. Că de la un simplu șurub puteți să ajungeți la mai multe șuruburi. Toată baia să o schimbați. Toată baia de ulei. Am mai întâlnit cazuri în care au șters șurubul sau l-au strâns invers
s-au șters filetul. De exemplu, aici cineva și-a pus mintea cu el și l-a strâns până cu sap. Mule. Da. Ia să vedem. Aici tu să mișcăm și camera. Să vedem ce facem aici. Ulei este cald, mașina s-a circulat cu ea până să-i fac revizia, ceea ce e indicat să faceți la fel, să... când intenționa să-i faceți revizia la motor, să puneți ulei nou, să circulați cu ea 10 minute cel puțin ca să fie uleiul cald, să curgă bine tot în motor. Ok, next, mașinătări. Acum, fanii mei a zice, oh my god, de ce nu poți mănuși? Nu poți să lucrez cu mănuși. Cât curge uleiul, avem acolo filtru, putem să începem să demontăm șurubul ăsta. Trebuie dată țeava asta, facem loc. Senzorul ăsta la furtunașele astea de vacuum, el se înlătură și se avem acces aici la filtrul de ulei. Ok. Trebuie să dăm țevuța asta de ce? Avem un Torx, un T30. Aici un șurubel. Cineva a pus și pastă pe el, ceea ce nu e indicat. E indicat că ăsta e aluminiu și se strânge oricum în aluminiu. Nu știu ce mai pune pastă. Da, și mai e unul aici, pitit. O să vedeți voi. Ca să facem ce țin loc. Atât. E aici. Asta e cel mai de groază sunet. Un șurub pe care se poate, în cauza un șurub puteți sta pe ore întregi să dați de el. Să-mi scoateți de unde s-a dus. Asta se poate scoate. Mufa asta. O punem aici așa frumos. Asta se duce așa într-o parte. Da. Și avem acces. Avem acces la filtru. Filtrul ăsta e ok. O tubulare de 32. Nu trebuie umplut, fiind poziționat așa. Filtrul este un element filtrant de hârtie, nu are carcasă, nu e un filtru carcasă cu colț metalic. Chiar și alea, oricum, dacă și alea sunt poziționate tot așa, nu necesită întâi.
Filtru. El are un O-ring pe el, o să vedeți. Care necesită lubrifiere. Ăsta este filtrul nou. Are clemele astea aici. Când îl montați în carcasa aia, să fiți sigur că se aude un click. Ca și cum să fiți sigur că s-a prins bine în locașul lui. Și asta este O-ring-ul care merge pe filtru, pe carcasa asta care o să o scoatem pe capacul ăsta. Tot așa trebuie lubrificat. Capacul l-am scos. Ăsta este O-ring-ul aici, pe el. Ăsta se trebuie dat jos, demontat de aici și înlocuit. Înlocuit cu unul nou. Asta se va da de aici. Tot e bine și indicat să curățați bine înăuntru și în carcasa filtrului. Nu știu ce se vede acolo jos. Și mai e indicat, mai ales fiind mașina personală, nu asta a mea, dar mă rog, asta, că eu de aia fac clipurile astea pe YouTube. Cine își face la mașina lor și e indicat un litru de ulei, un litru jumate, după ce îl dați pe cel vechi, pe ce îi dați drumul jos, după ce goliți baia de ulei, bine, bine, să turnați un litru de ulei nou. Să curăță motorul cât de cât de cel vechi. Așa că nu o să aveți ulei negru imediat după ce ați făcut revizia pe jos, după ce mergeți cu ea, o să fie ulei negru, ca și când nici nu ați luat. E bun, face bine și la motor. Da. Punem O-ring-ul nou în locașul ăsta. Da? O să punem niște ulei nou pe el. Filtru. Ăsta trebuie să intre jos. Vine deja pe el. Unele modele nu au chestia asta, dar vin în cutie și schimbați voi O-ring-ul. Da? Ăsta așa e din fabrică. Și sunetul. Clic. El iese foarte ușor de aici. Da? Clic. Bun. Să punem puțin ulei. Și el se montează ordinea invers. Avem un ulei Castro. W30. Am montat înapoi. Curățăm bine, bine zona adiacente, facem o treabă profi, cum ne-ar place să facă toată lumea la mașinile noastre. Așa, și montăm înapoi ce am scos. Asta vine așa înapoi, asta vine la poziție aia acolo, șurubul, șuruburile. Șurubelul ăsta care era să-l pierdem. Ia să vedem, poate reușim de data asta să-l pierdem. Să vedem cum facem. Da. Până acum totul bine. Să sperăm că și de aici încolo. Motorul se prezintă foarte
bine, nu scurgeri de ulei, nu injectoare umede pe aici, nu tot unde. Chiar să ne punem mintea cu ele, că putem face mai mult, putem strica mai mult decât repara. Atenție la filete, un fast o să vină ea înapoi, la filet. Bușonul la baie încă nu l-am pus, l-am lăsat să se scurgă bine, 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 bine. Mufa înapoi, de unde am scos-o. Clic. Și tot așa trește. Și cam atât cu filtrul de ulei. Avem noi aici filtrul de motorină. Are șurubelile astea. Roată. Ele se slăbesc, urmă o șurubelniță aici plată și se de saci, declipsează, depresurizează. Aici are, o să vedeți, este o garnitură pe capacul ăsta care trebuie înlocuită. Da, e furtunașele astea, sunt prinse în cleme, astea se desfac foarte ușor. Se dau la o parte, dar oricum, nu să le... Se scoate capacul și se dă într-o parte. E acces. Rolling. Rolling. Avem șurubelele astea. Tocul Torx-ul, tocul T30. Asta se desfac ușurii cu fier. De fier. Nu se strică filet sau... Easy, piece of cake, cum s-ar zice la noi. Desfăcută toată roata și pun cu șurubelnița. Astea acum, până... facem acum așa, să nu, ca să nu ne plictisim apoi, nu, când am luat Tesla acolo să vezi, nu-i mai faci nimic, nu te duc să-i bazam căsla și schimb cărbune ca la bol mașin. ca la mașină de spălă. Atunci să vezi plictiseară până să nu mai ai tu să te mai mătărești de un ulei, de o motorină, să nu... Nimic, nimic. Astea, clemele astea, să aveți voi grijă cu ele. Ele cam pleznesc. Și să supără proprietarul până când le vede rupte. Zice, oh my god, cum ai lucrat aici? Și șurubelnița și depresa. Să curgă puțin motorină pe afară, nu e problemă. Unde e motorină, unde e ulei, unde nu e rugină. Cum e vorba românesc. Unde poți să leși cu sârmă, e păcat să pui șurub. Uite, deja dau motorină pe aici, pe jos, facem o mizerie de nedescris. Ia să vedem, gata. Și asta este O-ring-ul care trebuie schimbat. Să vă asigurați că etanșați bine, bine aici. Dacă nu se etanșează, o să se oprească motorul. Și greu mai pornește motorul. Filtrul ne-a rămas deja jos acolo.
să băgăm mâna și să îl pescuim. Made in Spain. Bosch. Sunt puțin să se scurg, nu? Îl facem aici mizerie. Maturina aia trebuie. Îl avem. Am mai zis eu și în alte video, în alte clipuri, alea vechi, când le scoateți filtrele, nu vă grăbiți să le aruncați sau să le stricați sau să le deteriorați, că astea noi poate nu e ceea ce trebuie și trebuie să-l duceți la magazin să vedea, să vi schimbe. De ce trebuie. O-ringul ăsta, asta se schimbă foarte ușor. Îl pun ăsta, nu? De un și el trebuie uns, da? E motorina aici. Destulă. Ca să fim siguri că nu l-a agățat. Nu se ciupește. Să se asigure și etan și tatăl în același timp. Ca casa înăuntru e foarte curată, așa că nu are nicio problemă la montare. Ca să fiți sigur că nu o să aveți probleme la pornire, la indicat să puneți contactul de două ori, de trei ori, ca să se umple filtrul cu motorină. Iar acum filtrul fiind gol, o să absorbă motorina, dar pompa de presiune, pompa de rezervor o să-l umple. Mai sunt alte filtre în linie, tot la grupul ăsta vag, la motoarele mai, la mașinile mai noi. Alea trebuie, îți trebuie o pompă de vacuum, sau îți trebuie calculator și tot așa calculatorul în principiu cam asta face. Ar porni pompa de presiune din rezervor și umple filtrul. Filtrul în linie care e undeva sub mașină. Dar în principiu e aceeași chestie. Și cu contactul de 2-3 ori se creează presiune, se umple. Se șterge șuruburile înapoi. Cam asta ar fi și cu filtrul de motorină. Bușonul, cum cere și producătorul, avem ulei Castrol 5W30, pur sintetic. Un motor de 2 litri ăsta, proprietarul e ferm convins, nu că e de 1.9, bine, ar fi bine să fie de 1.9, dar nu mai e, mai ales anul ăsta 2009, au renunțat nemții de mult la motorul ăla 1.9, că ăla nu prea se strica, și ce au zis ei, nu e bine, nu vindem piese, ce facem? L-a făcut de 2 litri, ca să... Da, așa e cu totul, când cu totul ce a fost bun,
Trebuie să se strice. Da, cum ziceam, avem un castru 4 litri, motor de 4 litri de ulei. Motorul de 2 litri, undeva la un, cred eu, 4 litri jumate, dar oricum totul se face pe jos. Nivelul jos, mașina dată jos după rampe și acolo se face. Și oricum, e un uleiul după ce a schimbat, după ce a făcut revizia la motor, e recomandat să-l verificați dimineața. Să fii sigur că a făcut nivelul de ulei properly. Ca la carte. Numai că noi nu avem carte, dar avem jur. Așa că o să facem după jurul de ulei. Da, am turnat pe tot. Mai avem ulei, mai avem un litru și mai avem 2 litri chiar. Și o să-i facem. A, și înainte sfatul la el. Să fii sigur că a spus bușonul înapoi la baia de ulei. Înainte strânat ulei nou. Că motorul trebuie curățat cu puțin ulei nou, dar nu cu 4 litri de ulei. Da. Bun. Cam atât. O să continuăm noi cu filtrul de aer și după o să dăm noi mașina, o să lăsăm jos de pe rampă. Acesta are el niște șurubele, care șurubelele astea, știu eu că am zis eu mereu de ele. Șurubelele astea foarte pretențioase. Să strică flara asta. De la sare, de la apă, de la tot. Dacă puteți să le înlocuiți, vă sugerez să vi le înlocuiți. Că o să ajunge să se șteargă chestia asta. Și greu, foarte greu. O să le scoateți. Era fiind așa rotunde, îngropate, nu... tare, cum zic eu. E un chin. Da, și se dau astea toate, o dată, sunt câteva, și acolo, și acolo, se dau ele toate și o să vede, să expunem filtrul, să vedem dacă stă. La gama asta vag, foarte ușor accesul la ele, la piese, la revizii de astea așa, simpluțe, clasice. Un curier. Să te clipsa. Coliere de vibrații, de etanșare, de veni capacul ăla peste ele. Sunt puse și ele. Bine. Deci nu avem acces, nu prea avem acces. Asta e un vacu. Își trage și eu un aer curat de aici, din filtru. El se salta foarte easy. Filtru îl avem aici expus, el e curat. Bine, și la câtă ploaie în Anglia nu are cum să nu fie curat. Aici praf cam rar. Când vezi praf, îți pui într-o sticluță și îl duci acasă. Garnitura asta la montare se montează la fel, să fii sigur aici că intră bine în, uitați, în carcasa lui. Ține jos. Mai avem aici o tăviță care se scoate la fel de ușor. Ține jos, se curăță zona aia bine.
se montează în tava înapoi și filtru. Și se montează tot în ordine inversă. Ok. Asta și tava asta curățată și așteaptă bine. Am curățat acolo carcasa lui. Ia oricum, nu aveți cum să o montați altfel. Are chestiuță aici. Are un ghidaj. Deci, invers nu aveți cum să-l montați, pentru că asta vă dă tot sensul. Asta este aici, sensul vieții. Da. Ok, filtru nou, non-filter. Sponsor, reclamă aici, sponsorizare, da. Când doar. Filtru, la fel, montează, tot așa aveți grijă să cadă în ghidajul lui, în locașul lui. Și filtru vechi aici, îl pun așa ca să vedeți diferență. Da, totul la loc, presat și capacul vine exact peste. Și șurubul nu a fost strâns. Bun. Rolling engine motor acțiune. Avem un filtru de particule. Nu, îmi glumesc. Un filtru de habitat. Un filtru. Uite ce curat e. Ce mai modale am eu. Da. În fine. Uite, ne face și o schiță și o schemă și o... Cam așa, nu ține invers. Da, are el un sens. El, avem aici un apărător, o chestiuță. Ea are, o să găsiți voi pe ea. Are două șurubele foarte faine de plastic, care se dau jos. Asta. Jos se dă apărătoarea asta la pe partea la pasager sau pe partea cu volanul, fiind o mașină cu volanul pe partea greșită, dar ele întotdeauna o să fie pe partea pasager. La mașină cu volanul pe stânga o să le găsiți voi pe partea la pasager. Și avem aici. Da, nu se vede. Altfel. Aici este o carcasă. Un capac care ia face. Se dă. Vezi? Se trage de el. Aia colția intră exact în. Aia intră în decupăturile alea la filtru. Asta este filtru. Avem aici porumbei. Decedați, vulpi, asta e niște șoareci, ce mai găsim pe aici. Da, ăsta este filtrul vechi. Fere, deci ori a intrat ceva apă în el, ori, deci are 2 kg. Asta nu aveți cum să-l greșiți, uitați, avea și un sens. Direcția aerului, airflow, da, el oricum are decupajul ăsta. Dar la alte mașini ele sunt pătrate. Vine așa, el întotdeauna, uite, are săgeata asta. El trebuie să tragă din spre cabină, spre afară. Dar oricum, noi îl punem la sus, l-am dat pe jos, așa îl punem și pe ăsta. Exact așa. Pe ăsta nici nu mai scrie airflow. N-au mai pus. Da, au făcut ei economie la scris. Asta cred că s-a grăbit chinezul care l-a făcut, ce a zis, nu mai am timp să mai lipesc chestia asta, că s-a terminat program. Le iau cu mine acasă și îl fac acasă. Voi, deci am niște hârtie igienică, dar nu
Nu mai e hață, fac economie de la tot. Ceas, cutia aia pe care se scrie noi sensul și așa, facem două măști din ele și dăm la lume să le pună, să le poarte, că e pandemie. Aveți mare grijă când îl montați, să uitați că dacă îl presați, el se strâmbă se... și nu mai face nicio chestie pe care să strică. Ia, să fiți sigur că el trece. Dar când trece, să fiți sigur că nu stă așa. Ia, plimbați așa ușor, să fiți sigur că intră ușor. Să chiar dacă se miște, el oricum nu o să se mai miște odată ce are cap. Dar să fiți sigur că nu ține. Dacă ține undeva, atunci sigur s-a strâmbat filtrul și ați... A stricat tot obiectivul de filtru. Cam atât. Pe ziua de astăzi, ăsta să dăm jos, filtrul ăsta vechi, ne ducem să îngropăm vulpele alea care erau decedate pe aici și șoarecii. Asta se va pune înapoi, apărătoarea asta, șuruburile. Și eu zic că atât pe astăzi. Like, share și subscribe, boșilor, dacă vă place ce am făcut. Dacă nu, asta e. Nu-mi ziceți voi în comentarii, m-am obișnuit cu hate. Bye, bye.